Ziua Internațională a Copiilor a fost marcată frumos și la Soroca. Primăria municipiului a organizat pentru cei mici mai multe surprize distractive. Copiii din instituțiile de educație timpurie s-au adunat pe scena Palatului de Cultură din municipiul Soroca, unde au cântat și au dansat, omagind astfel copilăria. Grădinițele din municipiul Soroca au venit la sărbătoarea copilăriei cu mai multe numere artistice. S-au pregătit din timp pentru acest eveniment frumos, iar copiii au urcat pe scenă prezentând cântece și dansuri. La grădinița 17 și eu, copilul este tare frumoasă, înveseliți ne-a testat frumos. Ne-am venit să bătălim ziua copiilor. Am încântat, viam în pace să trăim. Sunt student la școala de arte Nicolae Botgros și sunt actor în teatru Scăpărici. Am venit și eu ca să distrez un pic copiii, așa, o secvență din spectacolul Chirița în provincii. Ne-am pregătit cu dansul Moldova mea. Am atras atenție tuturor copiilor de Ziua Internațională a Copiilor. Noi le dorim sănătate, fericire. Eu am evaluat din grupa pregătitoare. Sunt foarte bucuroși. S-a creat sărbătoare frumoasă și de bună dispoziție. Pentru că este Ziua Copiilor, trebuie să fim mereu copii. Evenimentul a fost organizat de către Primăria Municipiului Soroca. Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, autoritățile locale au oferit daruri pentru fiecare grădiniță. Copiii noștri anume au nevoie de susținerea noastră, de dragostea noastră. Primăria Municipiului Soroca a organizat Ziua Internațională a Copiilor și ce fel de spirit de sărbătoare fără cadouri. În municipiul Soroca activează 9 grădinițe care sunt frecventate de aproximativ 1000 de copii.